Nu știu dacă se așteptau concurenții, dar iată că s-au deschis ușile în această seară. Vlad a venit direct la Cătălina Charlotte în brațe, a pupat-o. Roberto a venit în bucătărie, acolo unde era și Denisa, și citea una dintre scrisorile pe care le-a primit aceasta. Sabrina și Dima erau și ei împreună, bineînțeles, la Dima în cameră și se uitau pe fotografii și pe ce au mai primit. Păreau foarte bine, râdeau, era ok cei doi. Cătălina cu Vlad s-au retras pe canapeaua din casa băieților și discutau cu Bogdan și Irina. Era foarte multă bună dispoziție. N-am văzut niciun concurent așa mai supărat sau ceva. Toate lucrurile înseamnă că sunt ok între toți. Sunt liniștite apele și așa ar și trebui să fie, pentru că până la urmă au venit să își găsească pe cineva cu care să formeze o familie, nu să formeze discuții, conflicte și antipatii.